Anularea tuturor zborurilor către și dinspre Maroc a intrat în vigoare luni la miezul nopții. Această măsură vine ca răspuns la noua variantă Omicron și va dura 2 săptămâni până pe 13 decembrie. Între timp, planurile turiștilor care se află în regatul Maroc au fost date peste cap, printre aceștia regăsindu-se mai multe familii cu copii. We are going to Charleroi. We already had tickets to travel next Sunday, but yesterday at 8 p.m. my son asked me to go to Rabat urgently. That's what we did. Luckily, we found transport. I came to visit my mother here in Morocco, but my visit did not go as planned. I already had my return ticket, but with this new crisis and these decisions, we were forced to travel, especially since they didn't give us enough time to find a solution. The new Omicron variant seems to be easily transmitted, but we don't have time yet to get an idea. But I think they are doing what is necessary. I think, as recommended by the WHO, I believe that we can leave special flights for people who work there. Doar zborurile speciale de repatriere vor fi autorizate în urma unui acord prealabil de la stat la stat. Spre exemplu, aproape 100 de cetățeni români care au rămas în Maroc după ce țara a suspendat toate zborurile vor fi aduși în România cu aeronavă Tarom, a anunțat premierul Nicolae Ciucă. Zborul este programat pentru 2 decembrie. Situația epidemiologică va fi periodic evaluată de autoritățile marocane în vederea adoptării respectiv actualizării măsurilor care se vor impune. Și Arabia Saudită și-a închis granițele către 7 țări africane după depistarea tulpinii Omicron.